Râs. Hai să vedem materialul despre hypnobirthing și după aia îmi batem bine întrebările pe aici în platou. A, uite, fată, o hipnoză. Hypnobirthing este un program de pregătire a nașterii la care apelează cu succes tot mai mulți viitori părinți. Andreea Dascălu este instructor hypnobirthing certificat internațional. Ea ține astfel de cursuri și o să ne explice acest concept. Hypnobirthing este un program ce îmbină mai multe tehnici și o filozofie despre naștere. Practic pune nașterea și experiența aceasta a sarcinii într-o lumină pozitivă, dar nu numai, și viața de părinte. Pentru că nu se termină totul la naștere, ci începe o experiență ce nu se sfârșește niciodată pentru noi ca părinți, relația cu copilul nostru, în care, ale cărei baze le putem pune chiar încă din sarcină. Practic vorbim despre un curs care se desfășoară cum anume? Se desfășoară în decursul a 5 săptămâni, ne întâlnim o dată pe săptămână, câte 2 ore și jumătate. Foarte important de spus că acest curs se ține cu ambii părinți. Nu e obligatoriu, dar este de dorit, pentru că aici tatăl învață tehnici și cum ar putea el să fie util la naștere, pentru că de cele mai multe ori tații sunt puși undeva departe de experiența aceasta, mamele se simt singure sau înfricoșate, neînțelese, și aici intervine iarăși educația. Învățăm ce se întâmplă de la fiziologia nașterii, ce se întâmplă cu corpul tău, cu copilul tău la naștere, cum te poți relaxa, ce alegeri să faci. Mi-era foarte, foarte frică de durere și metoda hypnobirthing m-a ajutat să-mi vindec frica de durere, m-a ajutat să învăț să respir, ceea ce credeam că știu, dar aparent nu știam. M-a învățat să accesez resursele de relaxare în cele mai grele momente și, nu în ultimul rând, m-a ajutat să înțeleg ce se întâmplă în corpul meu, în travaliu, să-mi dau seama că, de fapt, și micuței este foarte greu și că eu doar sunt acolo să o ajut pe ea, să o oxigenez. Punem hypnobirthing, te gândești automat la hipnoză. Care e rolul hipnozei în tot acest proces? Da. Multă lume se gândește la hipnoza aceea de scenă în care cineva fludură un ceas prin fața ochilor tăi sau hipnoza pe care o vedem la circ, la spectacol, da? Nu le fluturi un ceas prin fața mămicilor. Nu le fluturi decât ideile în care ei vor să creadă. De fapt, toată hipnoza este autohipnoză. Da? De la acest concept se pleacă și în pregătirea hypnobirthing, de fapt, este o stare de relaxare profundă care, la care mama ajunge prin respirație, prin tehnici de vizualizare, prin masajul pe care îl învață aici, care este un masaj cu atingeri ușoare și chiar asta este, așa cum îi spune și numele, pe care tatăl învață să-l facă, și mama astfel ajunge în această stare de relaxare absolută, asemănătoare somnului, dar este perfect conștient și poate ieși și intra oricând își dorește din această stare de relaxare. Multe mame nasc cu zâmbetul pe buze. Wow, asta chiar e un lucru minunat, pentru că mai rară o naștere naturală cu zâmbetul pe buze. Și practic asta facem prin hipnoză. Asta este diferit la acest curs. Atunci când tu știi ce ai de făcut și ai repetat prin vizualizarea întâmplată în starea asta de hipnoză, atunci este mult mai ușor să îți lași corpul să conducă, punându-ți mintea într-un scenariu care te avantajează, da? Și atunci lucrurile se întâmplă într-adevăr natural.